comportamentul apei din rinichii noștri. Ce avem toți în rinichi? Niște clepsidre, niște canale de apă, urmăriți-mă, se cheamă acuaporine. Aceste acuaporine sunt foarte bine reprezentate în rinichi, dar sunt și în plămâni, și în glandele salivare, și în multe locuri. Uitați-vă, o acuaporină seamănă foarte mult cu o clepsidră, cu zone îngustate, pe unde trebuie să circule apa. Și când au avut metode tehnologice suficient de moderne, oamenii de știință s-au îngrozit. De ce? În zona de maximă îngustare a unei acuaporine, distanța dintre cei doi versanți ai canalului este de 2,8 armstrong. Când au luat molecula de apă, s-o măsoare în diametru, au văzut că are minim 2,8 armstrong. Păi cum? Prin aceste clepsidre, prin care trec între 10 la 9 și 10 la 10 molecule de apă într-o secundă, cum să treacă dacă sunt zonele alea foarte îngustate? Trebuie să se chinuie foarte tare. Acolo, în aceste zone, se face un transfer cuantic. Nu se transferă apa sub formă de materie, ci se transferă apa ca undă. O să spuneți, doamna doctor, deja spovești. În 2009 s-a dovedit comportamentul simultan de particulă-undă, comportamentul cuantic, pentru toate moleculele care au sub 7 kilodaltoni. Apa e mult mai mică. Asta în 2009. La sfârșitul 2019 au câștigat în tehnologie și au văzut că se transferă simultan, ca undă și materie, molecule de până la 126 de kilodalton, proteine, mai mititele. Oare când s-o câștiga tehnologie, o să se dovedească de fapt că suntem simultan, undă și materie, și atât putem să înțelegem, să decodificăm doar zona materială din noi